Bună ziua tuturor! Astăzi vreau să vă arăt două lucruri. Unul ce-o băgat la Sarcân, doi, m-a sunat târziu cineva, un client fidel la Sară, soția însărcinată și are poftă de fagure și m-a rugat foarte frumos dacă pot să fac ceva un pic, să gustie, să nu avorteze. Eu am zis că fac tot posibil cum a fost în dimineața asta, să vin la stup, să deschid un stup, să văd ce găsesc și să-i duc astăzi în oraș. Revenim la stupărit, mi-ați scris și în comentarii că eu n-am afumător, n-am daltă, nu am cu ce să aprind. Ia uitați că am și lampă, am și afumător, vă arăt imediat și dalta. Ca să nu mai ziceți că eu nu am daltă, nu am afumător, nu am cu ce să aprind. Și imediat o să deschidem un stup. Un stup care aproximativ cel mai bun. Să facem un pic de fum, că nu-i prea cald afară, e norat și sperăm să ne lasă câteva minute să putem să ne uităm, să găsim o ramă și să-i ducem la nevastă sa. O să vă arăt și de alta imediat. Am scris acolo în comentarii că nu am daltă dintr-o șurubență. Da, într-adevăr am avut, că fiindcă camionul mi-a fost la Sarcân departe de casă, eu am venit acasă cu un roi și toate lucrurile mi-au fost în camion. Și acum am ajuns pe vatră cu camionul și aici am de toate acum. O să aprind și focul. S-a plecat fumătorul. Ia uitați, pentru cei care ați scris în comentarii că nu am daltă, am și daltă, uite, e frumoasă. De-aia mare, frumos. Am și aici un stativ în care trag stupul. Am un stativ care trag stupul afară. Facem un pic de fum să fie. Îs natural, tăte. S-a prins. Punem capacul. Și iasă fumul. Ia că am și afumător. Cei care ați zis că nu am, am și afumător. Am de tăte. Numai atunci am fost pe vatră și n-am avut, fiindcă se mai întâmplă să le mai uiți și la camion. O să vedem ce găsim în asta. O să vedem ce găsim în asta. Dar de găsim o ramă, se ducem la nevasta lui Dânsu. Să vedem, cu care fasole să facem pe ăsta. Uităm un pic și ce este în cui. Cu ocazia asta, tot ce este așa pe ramă ceară, eu le curățesc înainte. Și după aia deschide. Uite mă înapoi, mă, nu ieși afară. Așa. Este liceană.
vedem ce găsim noi pe asta. Să iei mușul tras, bă, că de o săptămână nu mă plouă. A început să intre în frigul răitul ăla. Începe aici. De o săptămână nu mă plouă la noi. Și să vedem, a intrat asta în frigul sau nu a intrat. Sau încep să intre, să vedem. Vine aici o parte. Asta e ramă cu puiet. Să dăm un pic de fund pe... M-a rugat frumos și am zis că fac tot posibilul, fiindcă e și client fidel și... Și știți voi cum este, cu femeile însărcinate nu-i prea de glumit. Cu treburi de astea. Ocazia asta și verificăm un pic să vedem dacă nu a intrat în frigul roitului. Nu. E plină de ouă, e ouat, e bun. Până aici e ok. Desfacem altele. Ia uitați ce fain, este încuite. Frumos e. Ramă cu puiet, parcă-i tencuită. Dăm și un pic de fântă, nu